Zi mare pentru Dacia, care a anunțat că a asamblat mașina cu numărul 7 milioane la uzina de la Mioveni. Vehiculul aniversar este un model Duster Extreme cu un motor de 150 de cai putere. Un model Dacia Duster Extreme finisat în culoarea Grey Urban și echipat cu motorul TCE de 150 de cai putere este mașina cu numărul 7 milioane care iese de pe linia de asamblare a fabricii de la Mioveni. Fabrica de la Mioveni a fost construită în 1968. Prima Dacia produsă în orașul argeșean a fost modelul 1100 și a fost condusă chiar de către Nicolae Ceaușescu. Vehiculul cu numărul 1 milion avea să fie produs în 1985, în timp ce vehiculul cu numărul 2 milioane a fost produs 13 ani mai târziu. Producătorul de la Mioveni a cunoscut un reviriment în momentul în care Dacia a fost preluată de grupul Renault. Astfel, în 2014, fabrica autohtonă ajungea deja la 5 milioane de unități asamblate, ceea ce înseamnă că în ultimii 8 ani de producție au fost asamblate 2 milioane de mașini, la fel de multe ca în primii 30 de ani de existență ai fabricii. Pe lângă modelele deja consacrate precum Duster, Logan sau Sandero, Dacia se pregătește acum să producă la Mioveni și noul model Jogger, care va ajunge pe șoselele din România și întreaga lume începând din primăvară.